Cum e viața aici în sat, în Almășel? Greu. E viața greu. În trecut era un pic mai populat satul, nu? Da, era populat bine, nu așa. Făceau jocuri de cele de soare, de strac, se plouă camin. Așa e caminul, uite acolo. Acolo așa mai în jos, lângă drum. Era și școală, nu? Și școală. Da, scăropozul era Tătărăș. Biserica e veche, nu? Din 29. În 1900, uite, scrie robatorii. Atunci s-o termina, cred că. Acolo era altă biserică. Acolo era alta, da. Dar aceea au făcut școala. Au luat materialele? Da, da. Ați învățat la școala asta? Da. Și după aia ce ați făcut? După aia m-am dus în armată, la 20 ani mi-a luat katana. Așa are atunci problema mea. Câți ani aveți? 85. 85 de ani? Da. Mulți înainte. Și ați rămas cam printre puținii localnici ai satului, nu? Foarte puțin. Mai este unul acolo în capăt care vine, el a fost militian, de ăsta, polițar, la Deva. Are televizor aici, uite că a pus un film pentru televizor. Aveți televizor? Eu nu am. Când erați mai tânăr, ați avut televizor? N-am avut, când atunci n-erau. Păi și acum știți cine-i președinte, cine-i cu guvernul? Cu guvernul... Nu știu și nimeni. Nu-i nimeni. Președinte... Azam. Primare. Uite, acolo a fost una... O muiare care a avut 4 copii și s-a dus la bata. În casa aceea, uite acolo, lângă vale. S-a dus la bata că acolo are copilul. În ora, așa. Da. Internet aveți? Nu. Dar știți ce e la internet? Știu, mai rău așa, radio. Și acum mai aveți radio? Da, am și acum. Și ce ascultați la radio? De așa. Știri și popular, da. De așa. Muzică populară. Preotul mai vine în sat? Mai vine câteodată, dar acum nu prea vine că o fost biserica reparată, uite, au pus oale, alți oale de alea pe vârf, pe vârf, pe cortul, de aia, ploia. Aveau oameni animale? Aveau multe, nu numai așa. Mai multe ca la cantaje sate. Acum nu mai ies. Numai eu m-am o vacă și mai are unul. Acum, bă, nu, și așa la ei. Ăla-i moldoveanu venit aici, la pădure și-a rămas aici. Păi nu a fost colectiv. Și însemănau pe dealul, și pe grupa dealului, zice aia, în sus. Nu pe cică, și pe cică mai însemănau, da. Deci mai multă pădure. Uite, stingi ăștia, loc mai rău, dar acolo în sus nu. E loc bun. Pământ bun, cum se zice. Ați lucrat numai în agricultură? Da. Am lucrat și la mine, da. La mine, la care mine? La mine și aici am lucrat, s-au lucrat și aici, pe vremea aceea. O fost mine de aur și de ramă și de aștia, plumb, ce știu eu câte. Mai multe de aștia în mine. Aici, la Almășel, a fost mină? Da. Nu știu cât am lucrat, vreo 3 ani aici, da. Eu duc la Certej, Certejul a fost. Certejul, el era cu întreprinderea. Și la Almășel erau mulți oameni care lucrau la mina? O, numai de aici erau. Ba, mai erau și la Roșa, pasadeal de aici. Deși pasadeal e Roșa nouă. Era greu în mina? Nu era așa greu, dar atât era, nu. Mai l-am încărcat de asta. Trebuia să încărcăm. Bogoneții și din abataj, avea abatare făcute, și din jos, de pe plev, când pușca, alea puneau un plev acolo în front și pe plev se vărsa piatra. O luam cu lopată. Și o încărcați în vagonet și după aia unde era dus? Minereu?
Zazam, l-a flotat, are flotatea. Apă de unde luați apă? De aici la fântână, uite, o coi fântână. Zeci de sate de munte din Hunedoara mai sunt locuite fiecare de doar câteva familii. În unele așezări aflate în munții Metaliferi, munții Poiana Ruscă și munții Orăștii au rămas permanent câte 1-2 vârstnici. Alte case mai sunt folosite în vacanțe, câteva zile într-un an, ori au rămas cu lacătul pe porți și uși, vreme îndelungată în așteptarea proprietarilor sau a urmașilor celor care au trăit aici. Drumurile spre unele sate de munte din Hunedoara sunt greu accesibile, pe ultimii kilometri rețelele de apă și canalizare sunt inexistente, apa de izvor fiind principala sursă de alimentare a gospodăriilor, iar rețeaua de curent electric nu a ajuns peste tot, fiind suplinită în unele cazuri fericite de panouri solare. În ultimii ani, satele în prag de dispariție din Hunedoara au stârnit tot mai mult interesul românilor și al străinilor. Un astfel de loc este satul Almășel din comuna Zam din Hunedoara, aflat la limita județelor Hunedoara și Arad, undeva ascuns în pădure la capătul unui drum forestier plin de noroaie, gropi și bălți. În acest sat, înconjurat de păduri vaste, mai locuiesc câțiva oameni, în general vârstnici, oameni care par uitați de restul lumii.